Bună ziua tuturor! Sunt Dana Muntean și sunt fondatoarea MentorMe. Și alături de prietenii noștri de la ASRM Olanda și AMMB Students, vedem întâlnire la un webinar informativ despre industria filmului. Bună ziua, domnul Jelreghi! Bună ziua, Eugen! Bună! Salut! Cred că pentru cei care ne privesc, mulți vă recunosc deja, mai ales prin filmele pe care le-ați produs. Dar totuși am decis să vă ofer o mică prezentare fiecăruia. Eugen Damaschin este regizor și scenarist care face parte din noua generație promițătoare de cineaști în Moldova. De asemenea, este fondator al casei de producție Milk Films. Eugen s-a remarcat printr-o serie de spoturi de rezonanță, oferind o viziune artistică unor probleme sociale cu care se confruntă societatea noastră. Eugen este autorul filmului de lungmetraj Beautiful Corruption, pe care îl recomand tuturor, a documentarului Moldova 89-91 și a scurtmetrajului Lazarus Syndrome. Valeriu Jereghe, cunoscutul regizor și scenarist, recent și-a terminat primul mandat al directorului de Centru Național al Cinematografiei din Republica Moldova. A realizat peste 100 de filme documentare și 11 filme artistice. Printre ele sunt Arrivederci 2008, care s-a bucurat de o serie de Grand Prix-uri și care a fost vizionat de către Parlamentul European. Și filmul artistic Ce va fi, prezentat în selecția oficială la Cannes Films Festival în 1993. Membru al Uniunii Cineaiștilor din 1978. Este autorul cărților Novele Cinematografice și Amore în Guerra, a fost distins cu titlurile onorifice Maestru în Arte și Artist al Poporului. Vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat invitația de astăzi să inspirați noua generație de lideri din Republica Moldova și de peste granițele ei și pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine ce reprezintă industria filmului în Moldova și nu numai și cum cei care aspiră să activeze în domeniu sau poate cei care vor să susțină această industrie pot să se implice activ. Domnul Jereghe, ați fost norocos să faceți școala de film de la Moscova. Dar care este situația școlii de film din Moldova? Un cineast în devenire, unde poate să înceapă? Primii studenți al Institutului de Cinematografie pentru domeniul cinematografiei au fost totuși la Moscova. Dicu a început activitatea prin anii 50 și toți moldovenii noștri, toți cineaștii pe care îi cunoașteți sau nu cunoașteți din istoria cinematografiei moldovenești, toți sunt diplomanța GIC-ului, Institutul Cinematografiei din Moscova. Paralel, în Chișinău s-au format două studiouri, unul de Emil Loteanu pe lângă studioul Moldova Film, care de fapt nu îți oferea o diplomă de studii superioare, dar era suficient pentru zona Republica Moldova, era suficient școala lui Loteanu. Și totodată era Institutul de Arte, astăzi Conservatorul, dar atunci era Institutul de Arte și era facultate de regie, de teatru, era facultate de actorie și de fapt s-a studiat totul împreună și cinematografie tot. Deci, iată, numai aceste două școli existau în Moldova, era foarte problematic, adică greu să intri la VGIC, fiindcă erau două variante. Una, Republica la facultate de regie, de exemplu, operatorie, economie, scenografie, avea un loc pentru care achita aceste studii și concursul se făcea aici în Moldova, apoi plecau la examen la Moscova câte 5-6 pe un singur loc. La fiecare facultate. Dar în cazul dacă în Republica Moldova sunt doi candidați, de exemplu, da? Cum a fost în perioada mea, anume cu mine. Deci unul merge la VGIC cu îndreptare așa numită din Moldova. Deci este gratuită, anii de studenții sunt gratuiți,
dacă, numai dacă trece toate examenele, atât, măcar cu nota 3, dar să treacă. Și altul era așa numit 8 și patoc, adică erau toți împreună din toată Uniunea Sovietică. Și în perioada mea, când am mers eu la VGIC, după Institutul de Arte, Facultatea de Regie din Chișinău, eu nu mai am apărat diploma și am plecat la Moscova. Și la noi erau 140 de oameni pe un loc. Acest pop și patoc pentru toată Uniunea Sovietică. Și iată așa noi am fost cursul meu 2 moldoveni. Dar numai un an de zile, și în principiu eu aveam liber după institut să nu mă întorc în Chișinău. Fiindcă dacă aveam îndreptarea asta din Moldova, eram obligat să vin la Moldova. Și după filmul de diplomă despre August Renoir, eu am avut 3 invitații pentru studiouri din Uniunea Sovietică, în Belorusia, Sverdlovsk și Leningrad, din film. Și eu m-am întors în Chișinău la Moldova Film. Iată așa a început activitatea mea de cum în domeniul profesional. Da, și știu că ați avut posibilitatea să lucrați în multe țări și să activați cu mulți regizori și să aveți colaborări frumoase. Dar totuși, și dumneavoastră ați menționat în discuțiile noastre anterioare că acum avem o nouă generație de cineași din Moldova. Cum ați descrie-o? Și de aia mă bucur mult că Eugen Damaskin este alături de noi. Eu cred că el este un reprezentant final acestei generații. Ce credeți, domnul Gereghe, că o diferențează pe această generație care poate nu a avut opțiunea de a-și face studii în Moscova, de a beneficia de o industrie vibrantă ca acolo? Ce este special? Noi atunci treceam un examen, o probă, ca să fim aprobați, să rămânem studenți la institut. Deci, pe noi ne L-am pierdut? Cred că da. Ok. Sperăm că o să revină domnul Gereghe. Până atunci, Eugen, poți să ne ajuți pe acei care ne vizionează și care se gândesc să se aventureze în această industrie și se întreabă cam care ar fi primii pași să-ți faci primul film? Unde să găsești susținere? Unde să găsești finanțare? Multe, multe probleme din astea practice care merită, în care ai multă experiență și o să încerc să... Problema de finanțare este, cred că, deloc prima. Prima problemă este să ai ce filma și cred că anume un scenariu bun. Pe orice lansare, nu știu, orice debut cu un scenariu mai întâi sau cu o idee. Neapărat trebuie să fie și dorință destul de mare, pentru că oriunde în lume debutul este problematic, greu și chinuitor. În acest motiv, trebuie să ai o dorință într-atât de mare încât să poți ajunge măcar până la prima zi de filmare. În Moldova lucrurile stau un pic haotic. Noi aveam o structură de stat care se numește Centrul Național al Cinematografiei, care îți oferă teoretic până la 50% din buget. Spun teoretic pentru că nu e posibil să iei exact 50%, acolo vin punctajele. Ok, deci real e să iei, în cel mai bun caz, un 40 și ceva procente. Mai departe, e haos total pentru că nu există un sistem de alternativă, nu există cultura de product placement de la tot felul de agenți comerciali și multe, multe alte chestii nu există. Și atitudinea față de film este încă una, nu știu cum să-i spun. Hai spune, pe nume. Ca și cum noi am lansat, nu știu, ne-am lansat în domeniul cuceririi spațiului, cred că. SpaceX. Adică în momentul în care noi aveam rușii cu cosmodromul lor, noi aveam americanii cu Elon Musk și tot așa, și aici se trezesc mulțumim că vor să lanseze o rachetă în cosmos. Deci cam aceeași atitudine. Posibil o să ceva, dar nu o să ajungă până în cosmos, posibil o să ajungă până la un 400-500 de metri și cam așa. Da, toți sunt sceptici și înțeleg foarte bine de ce.
un șir întreg de lucruri, nimeni nu e vinovat, în sens de cei care nu vor să se implice financiar. Și cred că noi trebuie să ne străduim mult mai mult ca să-i convingem că noi putem ceva face. Și cum îi convingem? Prin idee, doar prin idee. Nimic nu există. Deci tu nu poți să-l convingi pe nimeni că să-l numesc mai bine ca James Cameron sau să dai o idee peste cap mai frumos ca, nu știu, același Quentin Tarantino, spre exemplu. Noi nu avem utilaje, noi nu avem echipamente într-atât de sofisticate și moderne cum au americanii, spre exemplu. Spun americani pentru că noi consumăm foarte mult content american. Dar ideea este primul pas. Deci, în orice discuție, în orice dialog, se începe ce vrei să spui, de ce vrei să spui asta, cum vei spune. Gata. Trei la care trebuie să răspunzi în așa fel încât să-i convingi din start. Eugen, ai menționat ideea. Cum Da. să știi că ideea merită acțiune, că ideea merită implementată? Cum o faci? Depinde din care perspectivă ne uităm. Dacă ne uităm de perspectiva autorului, Da. foarte simplu, dacă rezonează. E foarte important să dăm deoparte orgoliile, aspirațiile false de genul că, băi, eu cred că dacă aș filma așa un film, spre exemplu, posibil să mă iei la Canon undeva, sau posibil să mă arăt la televizor, sau posibil, mai știu eu ce, cu care sunt ideile. Deci asta nu funcționează din start. Trebuie să rezoneze cu tine și cu publicul pentru care îl faci. Cât de mari artiști noi n-am vrea să pariem puri că arta este artă pură, din păcate cinematograful este un domeniu foarte complex. Nu pot eu de unul singur să-mi filmez filmul, eu oricum am nevoie de echipă. Deci este o implicare la altul, deci sunt la cu altă persoană, să spunem. Deci asta înseamnă salarii, asta înseamnă onorare, timp, bla, 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 nu știu mai ce e acolo. Și odată ce sunt cheltuieli, trebuie să te gândești cel puțin cum acești bani se vor restrânge sau cum se vor întoarce înapoi. De asta e important publicul. Și dacă funcționează din interior către public și înapoi, atunci este o idee perfectă. Uite, ai menționat, Eugen, publicul și cât de important să înțelegi dacă rezonează ideile, scenariile cu publicul. Totuși, Moldova, din câte eu cunosc, nu există o platformă clară pentru a obține acest feedback de la public. Chiar și sunt probleme și cu difuzarea filmelor, cu găsirea timpului din partea televiziunilor să susțină promovarea filmelor pe care le produceți. Cum reușești totuși să obții acel feedback, să înțelegi dacă rezonează ideile cu publicul? Sunt căi diferite, depinde. Poți să faci proiecție închisă și aici e foarte important să nu schimbi prietenii. Art o direcție greșită, pentru că deci nu există nici subiectiv, nici obiectiv, se strivește o părere reală. Orice părere e subiectivă, asta e sigur, dar dacă ți-am vis prietenii, la sigur te-ți vor spune că ești geniu și riști să cazi într-o parte care nu e tare sănătoasă. Televiziunile, n-aș spune, televiziunile sunt în căutare de idei. Da, televiziunile nu au un slot separat pentru producțiile autohtone, dar televiziunile mereu promovează. Adică atunci când eu ieșeam cu o idee, nu știu, cu un trailer, nu contează, cu un concept anumit, televiziunile mă chemau, scriau tot felul de platforme online, adică este o cerere foarte mare referitor la contentul autohton. Și Eugen, ai menționat că prietenii nu ar trebui să fie cei care îți Da. oferă feedback. Cine sunt acei oameni în care ai încredere și care te ajută să... Publicul pentru care nu știu, pentru care crezi tu că ar trebui să rezoneze ideea ta sau filmul tău. Posibil, adică nu știu, oamenii, nu că n-aș putea să spun oamenii simpli, oamenii, de fapt.
Desigur, se întâmplă că noi în capul nostru gândim o idee care o credem noi, hai să spunem așa, în ghilimele, elitistă, metaforică, dracu știi cum, dar când o prezinți acelui public elitist, high class, în artă și mai știu eu, prin care duci, deci o dai în bară. Și atunci te gândești că, de fapt, e un eșec. Dar eu cred că, de fapt, nu ți-ai găsit publicul, pentru că pe această planetă minunată sunt 7,3 și nu știu câte miliarde de oameni și eu sunt sigur că fiecare își găsește consumatorul și publicul său. Trebuie doar să găsim calea spre el. Și cum ai descrie consumatorul lui Eugen Damaschin și cum ai găsit calea? Eu, asta e complicat. Greu. Da, a fost o depinde de care produs noi, care proiectul Pentru lor. cei care ne vizionează acum, Au apărut un jet, nu? nu știu, parcă a fost așa un, dar nu-l vede. Ok. Pentru cei care ne vizionează acum în direct, l-am alături de mine pe Eugen Damaschin, regizor și scenarist din Moldova, care și-a creat primul film artistic care se numește Beautiful Corruption. Sper că unii dintre voi l-au vizionat deja. Acum și-l adaug și pe domnul Valeriu Jereghi. Acest scuze, Bine ați revenit! a sunat, a separat și s-a închis. Acum am restabilit. Ca în film. Ce scuze, da, ce scuze, prieteni și Eugen. Nicio problemă. Iată Nicio problemă. Noi cum. avem mai multe secvențe de film aici, cu diferit format. Domnul Jereghi, vă mulțumesc că ați revenit la live-ul nostru. Eugen ne-a ajutat să înțelegem mai bine care este situația din Moldova la moment, dar aș vrea să aflu și opinia dumneavoastră. Cum poți crea film în situația în care televiziunile nu-ți oferă minute de difuzare, în care critica de film practic nu există, în care e destul de dificil să-ți găsești publicul, să obții feedback de la el? Care este opinia dumneavoastră în acest sens? În primul rând, orientarea din primul pas spre producție, până când este orientare spre Europa, spre alte țări, spre festivaluri internaționale, iată, asta este de fapt acel motor care mișcă tinerii noștri, ce este foarte bine. Din partea statului este o susținere financiară foarte mică, foarte mică, mai jos de limita necesității, mai ca să te lanseze în producție, nu, nu ca să realizezi tot proiectul, dar totuși este o susținere, și în rest sunt relațiile colegiale cu partenerii, cu colegii din domeniu. Mă bucur foarte mult că Moldova există acest contact, așa că nicăieri, de fapt, unul pe altul se ajută cum pot. Cineva are lumină, altul are un triped, altul are cameră și așa mai departe. Cumva ei se ajută unul pe altul. Și sunt finanțări de noroc, adică pot fi de la o sponsorizare, de exemplu, de la o ambasadă, de la cu necesități probabil mai așa, ca tematic mai larg. Și mă bucură că noi avem în țară aceste susțineri. Deci, în principiu, este un interes către dezvoltarea cinematografiei în Republica Moldova din partea țărilor din afară. Și Statele Unite ale Americii, și România, și Ucraina, și multe, multe, multe. Chiar multe la număr astăzi sunt. Este foarte important acum, bine, corect, să gestioneze aceste posibilități. Faptul că este o problemă mare, lipsa de săli de cinema pentru proiecție de film, nu la televizor, nu prin internet. Filmul trebuie văzut așa cum a fost creat de autor, cu sunetul cu celălalt pe care l-a mixat el și a făcut fiecare picătură să se audă și așa mai departe. Cu lumina, cu culoarea, cu jocul actorilor, cu planuri generale, ceea ce televiziunea nu
preferă. Deci, fiindcă formatul filmului televizat este altul, de fapt. Este altul, este mai mult bazat pe prim planuri, pe texte, lucruri mai simple așa de filmat, adică un pavilion sau un interier existent, să fac seriale, adică totul e mai simplu, film artistic, uneori stai ore întregi și aștepți răsăritul soarelui, anume clipa aceea de care ai nevoie pentru crea atmosfera de care ai nevoie. Și, dar la televizor tot e galben sau roz. Deci orice televiziune ar fi. Și iată lipsa asta de cinematografie, care de fapt au fost distruse toate din Republica Moldova, fiind pe primul loc în Uniunea Sovietică, difuzarea filmelor. Vă dați seama, difuzarea filmelor în Moldova a deținut steagul acela, se numea el Переходящее Красное Знамя, ani la rând, fiind la noi, practic, în fiecare sat era cinematograf. Da, și abuzul ăsta de filme indiene au dat mult cifre astea de un număr mare adică de spectatori și se făceau diferite jocuri, adică venea un film patriotic sovietic, dar ca documente, dar de fapt practic era anunțat, dar de fapt se vedea un film indian, de exemplu. Și se făceau 6 proiecții pe zi. Da, și cifra asta mergea la Moscova, cădare de sală. S-a găsit sau depistat și aceste jocuri. Da. Deci lipsa cinematografiei este o problemă foarte mare. Și chiar dacă le avem, iată, mâine dimineață, de exemplu, sunt toate cinematografele stau la locul lor. Noi nu o să avem spectator, fiindcă el este înlăturat, el este de acum cu image despre film, film moldovenesc, tot mai mult, diminuat foarte tare. El este înlăturat de la contactul ăsta cu ecranul. Și aici, sigur că o mare parte își asumă acum tinerii cineaști care cu scurtmetrajele lor, cu toate posibilitățile, trezesc interesul din nou și respectul față de acest domeniu. Fiindcă programele este care sunt pe roți, cum face, de exemplu, Virgil Mărgineanu, export de film prin toată Republica, cu o mașină mobilă, așa, da? El de foarte bine, sau prin școli. Dar asta, cum să vă spun, asta e un început fără sfârșit. Fiindcă dacă nu-și aduce aportul statul, atunci cu începutul ăsta pot să mergi până la tineri și cineași nu se îmbătrânească și nu o să mai ajungă la o premieră cu papion și cu sala pe premieră, știți? Da. Eu totuși sunt pe pozițiile că filmul trebuie să fie proiectat așa cum este conceput, adică cu imaginea, cu cadratura, cu sunetul, cu lumina, și culoarea și toate celelalte detalii, așa cum le-a conceput autorul. Altfel, e pur și simplu un fur de imagine cu niște sunete, cu niște texte și nu ai contactul cu acea emoție care și-a expus autorul. Înțeleg. Deci aici este problema și este problema nu a cineaștilor. Din păcate, ei suferi toți. Este problema statului Republica Moldova. Da, vă mulțumesc. Și ați pomenit despre festivaluri internaționale, festivaluri europene și cunosc că decizia lui Eugen a fost una inedită atunci când a venit vorba despre filmul Beautiful Corruption, primul film artistic pe care l-ai produs. Ai decis să nu îl arăți la festivaluri în contextul situației din țară un an în urmă, pentru a-i oferi o răspândire mai largă și pentru că, în cuvintele tale de atunci, avem nevoie să inspirăm oamenii și avem nevoie să le oferim acel impuls. Acum, deja a trecut un an de la acea decizie, acum când te uiți ce ai reușit să... Ce ți-a arătat acest an? A fost o decizie bună? Ai reușit să obții
feedback de la oameni, cum li s-a părut această decizie și cum li s-a părut filmul? Din partea mea a fost o decizie perfectă. Ideea cu renunțarea, bun, hai să începem la început. Renunțarea la festivaluri. Deci era contextul lunii iunie anul 2019, când am avut două guverne, două parlamente, dar nu știu, dar erau două parlamente, deci sau nu știu. Era o situație de, iaca acum să începe un conflict destul de mare, și eram un pic uimit pentru că noi aveam o mulțime de artiști, maestri în artă, artiști a poporului, oameni care de fapt reprezintă și sunt iubiți de către popor. Hai să spun popor, de către oamenii Republicii Moldova. Și eu nu înțelegeam de fapt de ce nimeni nu iese cu un mesaj de pace, whatever de care n-ar fi ea, știi, politică, nepolitică, socială. Toți oamenii cumva așteptau să vadă ce se va întâmpla și după care vom decide ce vom face. Și era un fel de impuls, adică nu era un pas gândit, era mai mult un impuls. Am avut o discuție preventivă cu Anastasia, prima producătoare a filmului. Ideea că atunci când scoți online filmul, tu îi oprești viața festivalieră, deci nu te mai ia niciun festival. Festivalurile funcționează doar pe premiere sau filme închise, adică online-ul îl distruge. Și noi l-am retras, noi atunci eram în acceptări de două festivaluri. Mă rog, nu erau festivaluri de clasa A, noi nici nu am putut să-l dăm în clasa A. Noi din start filmul, pentru că era un proiect social, noi din start l-am arătat în cinematograf și prin asta noi am scos absolut clasa A și noi am participat în mare parte la festivaluri așa destul de mai cunoscute ca proiecții speciale, dar nici de cum în competiție. Deci era un proiect gândit ca fiind social și noua ambasada Statelor Unite, care a finanțat acest film, ne-a permis un an de zile să-l dăm prin festivaluri. Deci noi l-am extras după asta din cinematograf și l-am dat prin festivaluri. Noi, ca tare, ar fi trebuit să-l dăm din start în online și în TV. Ok. Atunci când l-am lansat pe online, m-a uimit foarte mult reacția tuturor, pentru că a fost o explozie, deci s-au adunat foarte multe vizualizări, foarte multe știri și chiar și după asta, eu nu mă consider nici de cum artista poporul sau, mă rog, om care poate influența sau este iubit de masă. Dar chiar și după impactul ăsta, care a fost un precedent, că uite, acum e un moment să încurajăm, să venim cu un mesaj, neapărat să ne lansăm toți filmele, dar nu a fost. Și pentru mine asta e o întrebare până în prezent, de ce oamenii notori care stau cu premii în stenjile lor, care stau cu premii nu știu pe unde, n-au vorbit nici de cum. Deci era un moment că om cu om s-a luat lăbătut pur și simplu așa. Unul era dintr-o parte și altul era din altă parte. Mm-hmm. Starea din oraș, din Chișinău, asta era. Ok. Timp de un an de zile am avut, eu nu știu cât, cred că cel puțin 10 proiecții la televiziuni, la diferite. Chiar am întâmplător am dat pe careva canale care habar n-am de existența lor, de fapt, care au scos o copie proastă de pe YouTube și au băgat-o la ei. Așa ceva este, da. N-am nicio problemă cu asta, mă bucur foarte mult cu oamenii vor să arate filme autohtone. Asta vorbește despre foarte multe lucruri, de fapt. Cererea despre film autohton, care să fie pe limba și pe înțelesul nostru, care să fie despre problemele noastre, despre realitățile noastre, este foarte mare. Cererea este foarte mare. Oamenii privesc, pe YouTube n-am acumulat, nu știu, peste 40.000 de vizualizări și într-o zi m-am uitat la mai multe filme care au fost lansate pe online, spre exemplu filmul lui Anatol Burbala. Deci are, nu știu, aproape 100.000, dacă nu mă greșesc. Nu știu, deci noi nu vorbim acum de calitatea filmelor, de fapt, pentru că calitatea, ca noi să o înțelegem, nu trebuie să o comparăm cu alt film, trebuie să ne băgăm în competiții de clasa A. Până în prezent, niciun film moldovenesc nu a ajuns în clasa A. Moldovenesc contemporan, hai să spunem, 2010 încoace. Cred că
Și acolo, de fapt, se dă competiția. Deci ai luat premiu înseamnă că, ok, ești pe calea cea dreaptă, poți ieși în lumea mare, fă mai mult, știi? Noi, până ce ne jucăm cu publicul nostru. Autorii noștri flirtează destul de mult. Deci, dintr-o parte, ei vor să facă deja film pe limbajul american. Limbajul, n-am în vedere în engleză, limbajul cinematografic american, ca fiind numit comercial. Și este foarte stângaci. Din altă parte, noi vrem să facem film de autor elitist, îl facem, dar nu nimerim în festivaluri. Și la mijloc este, de fapt, publicul nostru, care nu este deloc mare, deci suntem o țară foarte mică, dar este o sete enormă de film moldovenesc pentru moldoveni. Și asta, de fapt, răspunzând la întrebarea ta, ce am înțeles eu sau ce am observat eu din toată istoria asta, că e nevoie. Da. Super! Îți mulțumesc mult! Și domnul Jereghi, vorbim despre această categorie de film moldovenesc, bine, contemporan, să considerăm și filmul Arvederci parte din acest val din 2008. Știu că a avut mare priză la public și modul în care l-ați promovat a fost un pic divers decât cel online pe care Eugen l-a adaptat și văd că Tatiana Nogalec ne scrie din Roma că a ajutat cu proiecția acestui film pentru diaspora de acolo. Vreau să vă întreb, totuși filmul este o formă de artă, care a fost mesajul pe care ați vrut ca cei care l-au vizionat, inclusiv și cei din Parlamentul European, ce ați vrut să transmiteți publicului larg prin filmul Arvederci și alte filme cu tentă socială? Răspunsul ăsta se combine din două răspunsul pentru o singură întrebare. Deci, eu totdeauna mi-am făcut așa, mi-am expus pentru mine așa o poziție cu filmul moldovenesc. Ce înseamnă filmul moldovenesc? Filmul moldovenesc numai pentru noi, pentru mine eu greșeam. Consider eu. Filmul moldovenesc pentru toți e altceva. Deci atunci când o faci, ca să fii înțeles, și în America Latină, fără traducere, atunci tu tinzi spre deschiderea situației dramaturgice, spre metaforizări, spre alte instrumente, folosești alte scule ca să obții, să fii înțeles, văzut de toată lumea. Deci eu totdeauna am căutat anume acest pilon a fost pentru mine cel mai important atunci când mă lansez cu filmul. Să nu bucur numai pe Moș Gheorghe din Lupceni, dar să fiu așteptat și în alte, multe alte țări să vadă o istorie moldovenească care nu a văzut niciodată și n-a cunoscut așa ceva. De acord, ce rog... spus? Asta am avut în vedere, domn Jereghe. Nu să facem filme noi între noi să ne uităm la dânsle și să ne râdem. Da. Fiindcă noi am avut o perioadă foarte grea e puțin de spus. Nu vreau să denigrez chiar sau să supăr pe cineva din trecut, dar atunci când s-a stopat producția cinematografică moldovenească, acea oficială care era planificată, da, era ideologică, da, dar s-au avut filme și fără ideologie, da, care ne-au dus faină în toată lumea. Iată, noi am nimerit așa într-un gol, știți, când avionul cade din gol, cel cum se numește, groapa aceea de, cum se numește, Eugen, da. Văzdușa Eva, pare, da? Deci, iată, au apărut niște filme pseudo-moldovenești. Moldovenesc era numai de ceea ce purta căciulă, pușmă și floare la urechi. Și ea era într-o mie. Iată, numai de ce erau moldovenești. Și se bucurau acești autori că iaca în satul cu tare râdeau. Iată, ăsta a fost succesul mare. Deci, și tot așa, a apărut această dramă, să nu zic tragedie, și în muzică, și în literatură, dar cinematografia a fost în capul acestei cariere. Fiindcă atunci când, eu țin minte, nu-mi numesc autorul, acum să mă rog, Dumnezeu să-l ierte, dar
Atunci când am ajuns, eu eram în Baden-Baden invitat cu filmul Disidentul și în Eter Direct au venit multe, multe invitații să merg cu filmul în alt oraș, fiindcă acolo era bine sistemul ăsta de cluburi de film. Și noi am făcut un program, chiar în Eter, un program direct în care orașe merg. Și vin într-un oraș, Stuttgart, și nimeni nu-i. Și directorul spune, scuzați-vă, rog, așa ceva pentru mine n-a fost nici în viața noastră, n-a fost. Noi avem abonamente, toate sunt realizate. Iată, n-am venit. De ce? Care-i problema? Nimeni n-a văzut filmul. Eu am crezut că ceva, o respingere a filmului meu, care s-a dat în Baden-Baden, în fragmente. Și mi-a spus, știți, 3 zile în urmă a fost o regizor moldovean aici cu niște filme și noi de cum cunoaștem cinematografia moldovenească și nimeni n-a mai venit la alt Moldovean. Vă jur. Deci, iată la ce a ajuns atunci binevoința asta de a face pentru popor, iată pseudo naționalul ăsta. El a dus foarte mult rău și astăzi cei care mizează numai pe Moș Gheorghe, se vede Dumnezeu sănătate la cel Moș Gheorghe dacă privești filmul și îi place să vadă filmul, dar miza numai pe ei, în oră liberă, după munca în câmp, când adorme la film, atunci noi pierdem hățul. Înțelegeți? Deci noi trebuie să ne orientăm totuși spre cinematografie civilizată, spre tehnologiile obținute deja, care sunt în lucru, dar nu numai tehnologii, dar și relațiile omenești, subiectele, ideile filmului. Ele trebuie să fie general umane, ele trebuie să fie universale, dar foarte naționale, că numai Ion, a nostru, ia ca așa spune. Numai el ar proceda așa. Iată, atunci ai aplauze. Fiindcă lumea a cunoscut ceva nou, nu prin Discovery, dar printr-un film ales pe ecran. Da, asta, eu cred că asta și ideea, domnul Jureghi, pentru că noi cât de tare ne-am străduit să filmăm istorii despre supereroi, oricum supereroi și o să iasă pe înțelesul nostru. Și asta o să arăte pur și simplu penibil, pentru că noi nu avem de unde să avem supereroi în cultura noastră și în gândirea noastră. De ce eu și vreau să fac acum un film, iată, filmul, scenariul pe care l-am terminat cu denumire Pandemie, și vreau să-l fac prin umor, satiră, ironie, foarte dur în sensul ăsta, cu un subiect foarte, foarte calm cum ar fi. Da? Iată, noi ne-am trezit, am adormit într-o țară și ne-am trezit în alta, a doua zi, când s-a făcut prietenii, da? când ne-au izolat. Și iată, ce potențial avem noi? Noi ne-am trezit, de fapt, astăzi este o altă țară. Iată, toate, tot genetica este la suprafață acum. Și depinde cum îl privești. Dacă îl privești numai din punct de vedere dramatic, asta e o poveste. Eu m-am străduit să fie foarte dur, așa că să scoatem la evidență ca după o operație. Tot ce avem în viață, dar cu umor, numai decât, pentru că altfel nu se poate așa un subiect. Am înțeles. De fapt, vroiam să vă întreb la acest subiect. Filmele pe care le-am vizionat eu, de exemplu Beautiful Corruption și Va Fi, Arrivederci, sunt niște filme frumoase, superbe, dar sunt centrate pe sentimentul ăsta de dramă, tristețe, problemă socială care trezește în tine și am vrut să vă întreb, asta reprezintă poporul nostru sau cultura noastră sau totuși este loc pentru satiră, pentru alte teme în afara socialului, în afara, nu știu cum să-l numesc, dar să fie emoții și mai pozitive, să spunem așa, când privim acele filme. Sunt niște instrumente nefolosite în plin, pe deplin. În orice film, cât de dramatic n-ar fi, chiar și iată în filmul Eugen,
sunt momente foarte fine, așa, cu un umor, are în vedere autorul încă ceva, da? Pentru mine îmi plac lucrul ăsta, fiindcă atunci când el are mai multe planuri, da? Planul general, prim plan, mediu, general și tot așa, pe fondal, nu se mai întâmplă încă ceva, tu îmi dai mie posibilitatea ca să fiu împreună cu tine, să gândesc, să văd, să analizez, să particip, să eu mă regăsesc în fiecare cadru a oricărui film care îl văd. Așa e boala mea. Eu sunt acolo totdeauna. Deci sunt niște instrumente nefolosite la noi, ca să le folosești corect, ca să fii de ajutor pentru proiectul tău, trebuie să ai școală, trebuie să ai un nivel de cultură, destul de bun, cel puțin, da? Și trebuie să fii permanent pe valul cinematografiei internaționale. Și cum putem fi în acest val, Eugen? Care este opinia ta? Cum te încadrezi în această comunitate mai largă de cineaști în afara hotarelor? Exact ca și toată lumea. Deci noi trebuie să ne găsim locul nostru prin vocea noastră și prin sinceritatea cine suntem noi. Nu vorbesc acum de naționalitate, vorbesc de sinceritatea spațiului în care noi vorbim. Tendința de a copia pe cineva este o tendință absolut greșită. Deci noi niciodată nu vom putea fi englezi, francezi, tot așa. Nu e nimic rău în asta. Noi trebuie să fim sinceri și în asta o să plăcem lumii întregi. Toată lumea e în așteptare să vadă istorie noi. În fiecare zi se produc filme și toți așteaptă să vadă istorie noi. Și noi prin asta ne vom găsi locul nostru. Există un, hai să spunem, monopolist în lumea asta, este Hollywood și Statele Unite ale Americii în principiu, care deține peste 60% din piețele cinematografice sau de distribuție în lume. Noi cu asta nu putem face nimic, decât doar să, dacă vrem să creăm afaceri din asta, să ne găsim celula în care să fim suportul unei mașinării mari. Ori să deschidem studiouri de colorizare, de sunet, de postproducție și mai știu ce acolo diferite. Adică nu că ori, dar dintr-o parte. În altă parte, să creăm filme de autor, filmele noastre, care să fie interesante, făcut interesante să fie, în primul rând. După asta vedem unde merge. Posibil noi să fim, nu știu, exact așa ca și România. O perioadă lungă de timp ei au fost interesanți doar pe piața locală. Deci n-au putut să iasă în exterior. Și a fost un val enorm care până în prezent ține, care a creat la rândul lui valuri noi. Și în aceeași federație rusă. Adică să ne imaginăm noi că valul românesc a trezit noi mișcări în Federația Rusă, care este unul din giganții cinematografiei și istorii cinematografice. Deci asta demonstrează că e posibil de făcut. Cu resurse minime, exact așa cum au început românii, cu idei simpliste, nu simple, dar simpliste și povestite simplu. Și eu cred că asta e calea, presupun eu că e calea noastră. Nu știu, n-am făcut o cercetare în domeniu, deși eu sunt un fel de simț, cred că am. Dacă îmi permiți, Eugen, adaugă în paranteză, pe un termen, nu toată viața să rămânem așa. Dar asta, noi sigur că vrem să, nu știu, de fapt, fiecare vrea ce vrea el, dar istoria va demonstra. Nimeni nu stă pe loc. Toți se mișcă într-o direcție anumită. Important, noi toți sărim între noi și să ne mișcăm împreună cu ei. Înțeles. Și vorbind de făcutul acesta de film interesant, care ar fi cea mai inedită scenă pe care ați filmat-o? Bun. Începem cu Eugen. Bine, ca spus. E diferit, nu știu, e diferit. E interesant. Eu am avut o scenă de dialog filmată care a existat o energie pe platou nemaipomenită, în care era pur și simplu o scenă de dialog, nimic complicat nu era acolo. Și în același timp era o scenă complicată în alt proiect în care inundam un lift și era mult adrenalină și tot așa. Nu era foarte plăcut emoția propriu-zis trăită pe platou. La montaj, după, sigur că scena cu inunzul în lift e mult mai interesant, spectaculos o privești.
Dar scena e un element din toată istoria. N-aș putea să o scot, pentru că curge din una în alta. Fiecare și are funcția ei și scopul ei. Să povestească istoria. Mersi, domnul Jereghe. Eu, în medicamente de filmul și va fi, eram pe vulcanii Noroioși și era o scenă, foștii soldați care au atacat, acum sunt în casă, în noroi și au rămas pe niște siluete, statui prin toată zona aceea, moarte deja, lipsită de viață. Și era un cadru scris în scenariu. Pe vaca noastră, un personaj, vaca lui Naia, dacă vă zic eu, da? Deci ea trebuia să treacă printre aceste capuri, printre aceste capuri, să miroase, să mai mări ceva, să treacă așa un zigzag, să fac printre ei toți, iată, îmi trebuia cadrul ăsta. Apoi ea trebuia să ajungă la o râplă și să privească în jos. Era scris așa în scenariu. La care la filmări, domnul regizor, vă știți cumva, nu se apropie de fapt de râpă și nu se uită în jos. Am greșit, probabil. Acum, cum facem noi cu trecerea în race? De unde filmăm? Iată de aici. Bine, am pus mai jos. Care a răpit? Și ca să vedeți, când eu anunț Lunaia, atenție, motor, camera, acțiune, și Lunaia se pornește fix cum era scris în scenariu, fix cum i-am explicat eu, pentru că eu și-am arătat. Iată așa, la toate capurile pe care le-am arătat eu și a ajuns la râpă aceea și se uitea jos. Dar eu aud camera, am dat stop și camera mai lucrează, mă întorc nimeni pe teren. Toți s-au retras și se tăvăleau în buruienii de cele, urmând de râs, în cohăte, nu a crezut nimeni. Deci, eu am spus, gata, scena este filmată într-o singură dublă. Deci, atunci când găsești o limbă comună și cu un animal care ți este actor, să-i țin în memorie. Cred că Văcuța merită un Oscar într-o categorie specială. Eu am pus în titlurile filmului, este Lunaia. Nu, de 19 filme am avut sigur multe scene cu diferite personaje, cu diferite situații și la număr sunt foarte, foarte multe, foarte amuzante. Așa e viața noastră. Noi, teren de filmare, totdeauna lăsăm o amintire întregii echipe și ecranului. De acord. Uite, Eugen, că ai o întrebare de la Denis Gâlcă. Ai vorbit despre stângăcia cu care se fac filmele ce vor a se numi comerciale. Am observat această stângăcie la filmele comerciale ruse. Poți spune care e cauza că aceste greșeli sunt atât de evidente și penibile și cum de evitat asta, dacă tot vrei să faci film mainstream? Film de mainstream, eu spune că vreau să... Scopul meu în cariera cinematografică e să câștig 17 Oscar. Asta nu e scop. Nu poate să fie scop. Asta e un fel de bonus. Dacă soarta ți-l oferă, atunci e foarte bine. Dacă nu, mergi mai departe. De mainstream, iarăși, nu eu decid dacă voi fi mainstream sau mă rog eu. De ce? Dacă nu vorbim de cinematografia rusă, acolo cred că au apărut filmele este în 2004-2005, cred că, dacă nu mă greșesc, s-au deschis câteva filiale la Sony Pictures și Columbia în Moscova. Ok, și sunt niște formule, niște formate de lucru. Noi îl numim limbaj cinematografic, da? În care tu povestești într-un fel anumit istoria. Rușii ne-a crezând că filmul comercial și mainstream, după cum a spus Denis, credeau că asta este formula americană. Și au hotărât să margă deci pe ideea americană. Deci cel mai ultimul caz care l-am văzut, îmi pare că e un film de la Bandarciuc cu extraterestri, nu știu în ce raion acolo a Moscovei. Și toți criticau că polițiștii nu arată polițiști, că nu sunt ăștia polițiști ruși,
că supereroi nu sunt supereroi adevărați, pentru că noi în Rusia nu avem. Deci este o diferență foarte mare de cultură, pur și simplu, și de percepția personajelor, caracterilor. Pentru că în Statele Unite, noi când vedem un film cu Spider-Man, spre exemplu, da? Deci el are o bază culturală. Acolo generații la rând au crescut pe comicsuri, pe desene animate și pe multe, multe alte lucruri. Deci pentru el să-l vadă pe un nene îmbrăcat în mască de liliac, să-i spunem, nu are nicio problemă, pentru că el știe cine omul este. El crede în mișcarea lui și în mimica lui și în faptul cum el vorbește și cum el este filmat. Noi dacă încercăm asta să facem, arată penibil, pentru că noi nu avem asta în cultura noastră. Vrem noi, nu vrem, de fiecare dată noi facem comparația noastră. Asta creierul imediat face. Vede un caracter pe ecran și îl caută în lista lui de tipaje deja avându-le. Noi toți asta avem în imaginația noastră. De asta apare stângăcie, pentru că dacă eu aș vrea să filmez un film despre doi polițiști, spre exemplu, cum e, nu știu, whatever, un film oricare detectiv din Statele Unite, și eu aș vrea să-i fac o copie la noi în Republica Moldova, să-l dau prin prisma dramei, deci asta să fie o comedie pură. Pur și simplu comedie, pentru că nimeni nu o să creadă că noi avem așa polițiști care se mișcă așa, care au ideologie dată, care au devotamentul pentru tot asta. Nu spun că noștri sunt răi, noștri sunt diferiți pur și simplu. De asta spun, diferența de cultură face, creează stângăcia. Și ai pomenit despre tipaje. Da. Care ar fi tipajele cu care noi de obicei comparăm? Te referi la Ileana Cosânzeană, Fătumul de Lacrimă sau Morf Gheorghe? Sau ce, cred, ce? Cred că da, dar deja asta noi iarăși am pierdut-o. Deci avem o discrepanță foarte mare. Deci noi am avut mai mult de 30 de ani de consum extern. Și pentru noi deja generația, spre exemplu, următoare, care vine și următoarea, pentru ei o să fie absolut ok, nu știu, poate personaje, nu-mi vine nimeni în cap. Dar noi am pierdut deja și conexiunea asta cu trecutul nostru, cu, hai să spunem, cu trecutul nostru mitologic, cultural și mult alt. Nu cred că asta e rău, de fapt. Eu cred că noi ne-am înrolat într-o cultură generală globală. Cred că este foarte bine. Ideea este să ne găsim pe noi acolo. D'acord. Și vreau să vă întreb, ce nu cunoaștem noi despre artistul Eugen Damaschin și Valeriu Jereghi? Ce nu cunoașteți voi despre... Nu. Eu cred că voi cam nimic nu cunoașteți despre artistul Valeriu și Eugen Damaschin. Da. Nu putem da răspuns la așa întrebare? Da. Care este sensul întrebării? Că asta tot e interesant. Ok. Poate o reformulez. Care ar fi diferența majoră între artistul și omul? Ok. Eu cred că este o diferență foarte mare. Artistul, hai să-i spunem așa, cred că se vede prin lucrările lui. Și dacă eu să mă uit așa dintr-o parte la proiectele care le-am avut eu, cred că ar trebui să am o față de un om plin de depresie și un pic cam trist. Periodic așa mai trage un zâmbet, dar nu tare des. Și asta cred eu că este greșit. Domnul Jereghi? Cred că la fel și domnul Jereghi. Să-mi aduc aminte filmul domnul Jereghi, cred că tot ar trebui să fie mereu trist. Uite, atunci când preconizez, când lansez un proiect, da, încep de la un scenariu, sau o perioadă de pregătire, ești plin de entuziasm, ești aprins, fiindcă tu ți-ai imaginat, știi acest film și modelezi situația, echipa, în așa fel, ca să ajungi la ideea pe care ți-ai fixat-o. Asta e o parte din viața ta proprie. Ești permanent plin de energie, permanent în niște căutări, cu aerii buni, sănătos și așa mai departe. Apoi, la sfârșit de film, ajunge perioada când tu singur, eu totdeauna fac examenul ăsta, eu singur în sală privesc filmul de la început până la sfârșit. Ei, iar acolo începe altă perioadă. Deci, singur că noi suntem două figuri diferite,
personalitatea noastră, da, și personajul regizor, da, și regizorul. Permanent mie nu mi-ajunge rezolvarea conflictelor între noi. Eu sunt permanent în conflict cu cel care că își dorește să facă asta. De ce? Eu dau întrebări foarte așa, simple de cele discuți pe comandă. De ce așa? Dar cu cine vrei să uimești, dar cui trebuie asta, dar cine ți-e spectatorul în rândul 3? Și tot așa. Deci, și dându-mi autorul filmului, cum ar fi regizorul, dându-mi răspunsurile, mă enervează foarte tare, fiindcă răspunsurile sunt foarte simple și foarte dure. Întrebările, pardon. Răspunsurile sunt ca un tort lăsat la soare. Deci, nu este o prietenie adâncă între aceste două persoane. Dar asta dă totuși și bine, fiindcă noi nu mergem la braț, așa, cu stă fericiți prin întuneric, nu vedem drumul și undeva, cândva vrem ajunge. Nu. Aici, numai decât, permanent, conflictul ăsta permanent care este, avându-te pe tine, având un prieten, regizorul, tu, în perioada asta de producție de film și apoi încă difuzare filmului, iată, acolo acest conflict și această nesusținere unul pe altul dă foarte bine. Conflictul ajută în artă, cu siguranță. Eugen, vreau să te întreb și pe tine despre ce nu te-ai așteptat să descoperi în această industrie, în special ce ține de comunitate de cineaști. Ce nu m-am așteptat? Nu m-am așteptat să fie... cred că doar lucrurile negative care sunt. Nu m-am așteptat să fie invidia, nu m-am așteptat să fie nesusținere, nu m-am așteptat să fie mercantilism pur. Și da, la asta chiar m-am așteptat, pentru că atunci când eu, hai să spunem, am intrat în această lume, în această gașcă, fiind foarte naiv și foarte tânăr. Evident că aveam niște viziuni și păreri roz, precum că oamenii de artă sunt cei mai buni, sunt, sau oamenii care fac artă sau sunt în domeniu, sunt cei mai frumoși, mai deștepți și tot așa. Da, la asta nu m-am așteptat. Subscriu ce a spus Eugen, fiindcă eu am avut parte totuși de muncă în domeniul cinematografiei în mai multe țări în lume. Așa s-a întâmplat în viața asta. Eu nicăieri nu am întâlnit acolo, de exemplu, factorul german, factorul francez, factorul românesc, factorul american, factorul african și așa. Factorul moldovenesc este exact ce a spus Eugen acolo. Este specific nouă. Este important de menționat, cer scuze. Eu am răspuns la întrebare la ce nu m-am așteptat. Asta zic și eu. Asta zic și eu, fiindcă eu am umblat în lume, am venit acasă în 2006 și m-am întors după 25 de ani. Eu la asta nu m-am așteptat. În ce conflicte pot să intru? Eu nu sunt conflictual direct așa, dar faptul de atacurile, de ce se întâmplă în jur, nu este comunitatea asta, nu sunt, doar numai dacă ți-ai creat o echipă de filmare, că atunci ești fericit. Tu ți-ai creat-o singur, cu oamenii pe care, în care crezi, pe care îi cunoști deja. Dar în principiu eu nu m-am așteptat, nu să fie atât de greu în comun să faci, să realizezi un proiect. Și cred că nu este vorba numai de cinematografie. A produce un film este un proiect super măreț și complicat și ați menționat că există tentative de a oferi mai multă viață acestei industrii, de a o transforma într-o industrie mai vibrantă, mai ales când vine vorba de investiții din exterior, mai mult decât din interior, din păcate. Totuși, reprezentați ca mine ai celor oameni simpli care vă urmăresc și vă vizionează filmele. Și eu am rămas surprinsă să înțeleg că în ultimii ani au fost produse zeci de filme autohtone. Cum noi putem să
susținem această industrie, cum noi putem să descoperim mai bine aceste filme și să contribuim în a oferi acest feedback de care aveți nevoie. Eu cred că e foarte simplu. Trebuie să le priviți, să le criticați, să le apreciați și să cereți tot mai multe filme. Adică asta cred că e, spune, soarta voastră simplă. Soarta noastră simplă. Și pentru cei care totuși nu sunt în Moldova, din păcate, și nu vin la premieri, premiera de acolo, care ar fi opțiunile, canalele? Sunt canalele online, la sigur că e online. Sunt cazuri când se fac proiecții speciale cu suportul ambasadilor într-o țară sau în alta, dar online-ul deja cred că e cel mai convenabil, mai ales că poți să-l monetizezi. Da. Deci YouTube, Vimeo... Da, exact aceeași cale care noi aveam spre produsele din afară. Deci noi avem Netflix, noi avem Amazon, noi mai avem, nu știu mai câte sute deja de platforme, fiecare are un abonament sau o plată per vizionare sau nu știu cum acolo funcționează. Noi tot așa avem acces la filmele care rulează în cinematograful nostru din Moldova, dacă aș putea spun că din Chișinău, nu mai sunt, da. Din Moldova, în cinematografele, ele sunt foarte puține la număr. Noi privim mult mai mult decât ne arată cinematograful și televizorul. Și asta tot e calea și a noastră. Și mai ales că nu te costă nimic. Adică nu trebuie să-i plătești cuiva, deținător sau distribuitor, care să-ți ia filmul și să-l bagi acolo. Simplu, prin platforma Vimeo, spre exemplu, poți să-i pui o taxă simbolică de un dolar sau doi și e ok. Mersi. Și domnul Jereghe, tururile prin diaspora ajută diseminarea filmelor? Sau cum a fost experiența turului Paripedeci? Nu mi-am căutat ajutor să fiu eu susținut. Da? Eu am venit cu o problemă a noastră, deși nici ea nu este nouă, fiindcă și Italia s-a confruntat cu această problemă prin anii 33, plecare în America și tot așa, și au rămas copii singuri acasă și părinții bătrâni. De ce în Italia și-a avut un impact atât de puternic acest film? Deci eu am mers nu după să se vorbească despre autorul acestui film, despre regizor. Nu, eu le-am adus o temă pe care altcineva până la mine nu le-a adus și nu le-a expus pe ecran ca să o discutăm. Pentru dialog am venit cu acest film. Și atunci când, să vă spun, chiar în Parlamentul European, atunci când reprezentanții mai multor țări au formulat o temă la care eu nu m-am așteptat, fiindcă eu nu mă gândeam la asta, că noi toți parlamentarii europeni trebuie să ne unim forțele din Grecia, doamna Utatunteva, trebuie să unim forțele că iată, în țările astea se creează un stoc, nu știu, de o civilizație nouă care va veni spre noi și o să ne scoată din fotoliile noastre calde în care stăm bine acomodați. Eu țin minte mesajul ăsta și trebuie toți să ne unim forțele. Acum, să ajutăm Republica Moldova. Iată un mesaj a filmului, a fost realizat printr-un demers oficial, eu am copia, trimis la Parlamentul Republicii Moldova. Deci aceasta a fost activitatea acestui film, nu eu. Pentru mine era un film numărul 9 din toată filmografia mea. Și faptul că a avut așa o rezonanță, chiar și în America, îmi țin minte, în San Francisco, când eu am întârziat, filmul era pe ecran, când s-a terminat și am ieșit în sală, m-au uimit această sală, eu am văzut toate culorile lumii. Și mai galben, și mai cu ochii înguși, și mai lat, și cu cifre, și cu litere, și chituri, și cu chepcă, și tot așa. Iată, toată lumea ce aplauda acest film lovenesc. Deci era
pentru mine ca emoție era mai mult decât un premiu la festival cu acest film. Fiindcă se vedeți că s-a discutat apoi în hol, cât a mai durat serata aceea, s-a discutat această problemă cu copiii din Moldova. Deci, iată acest impact cu spectatorul, în cazul dat, neinvitat special. A fost un anunț, acum se mai cunoștea, se mai știa despre acest film și oamenii s-au chemat unul pe altul. În Italia, de exemplu, în Roma, Tatian Nogalic, ține minte acest caz, eram împreună, când o familie a venit într-o mașină și după film s-au certat în curte cu tema acest film și s-au pornit toți cu alte autobuze spre casă. Fiindcă diferite poziții erau față de această situație a noastră. Da? De film. Deci, iată, mie îmi place acest lucru. Atunci când filmul trezește un sentiment și o dorință de a lupta pentru viață. Superb. Deci, cea mai bună remunerare ar fi, bine, nu remunerare, dar reacție din partea publicului este atunci când se discută filmul și după ce îl văd pe micile ecrane sau în acel cinematograf, ce încă vă trezește această motivație să creați film, să creați film de calitate, mai ales în condițiile industriei din Moldova? Ce vă motivează în fiecare zi să totuși să luptați pentru ca această industrie să devină una și mai activă, una vibrantă, una frumoasă? Eu sincer să vă spun că dacă e vorba de mine, Eugen, poate tu vrei să răspunzi primul, dar eu nu am lansat niciun film, nu m-am lansat niciodată fără perioada asta de luptă, că eu nu mai pot fără acest film. Iată, eu mă aduc la starea asta de nervozitate și nebunie. Iată, atunci abia mă lansez. Și la Geek a fost învățat că dacă filmul nu te lansa până nu formulez filmul într-o singură propoziție. Și iată, îmi formulez filmul într-o singură propoziție și gata, calm, eu merg și lucrez. Deci, apoi ai o respirație, știți cum, o expirație așa liberă. Uite, gata, eu am spus ce am vrut să spun. Eu am venit cu un mesaj, cât de metaforic n-ar fi, cu simboluri, cu tonalități de pastel și așa mai departe, cum n-ar fi forma, imaginea acestui film, da? El numai decât trebuie să vină cu un magnet în sală, să trezească un interes și să dialogueze, că tu singur cu toată lumea. Iată, asta e un moment de fericire, vreau să vă spun. Și atunci când ei preiau acest dialog și merg pe la casele lor și vorbesc la telefoane și prin toate celelalte metode de contact, vorbesc, discută, mă bucur foarte mult, înseamnă că a venit cu un mesaj de care noi avem nevoie. Dar și aici mai este încă o etapă. Sunt mesaje de felul ăsta care sunt pe o singură zi. Și sunt altele care trec zeci de ani și le rămân actuale și astăzi. Iată, eu totdeauna am pretins să pornesc de aici, de la scara asta. Sincer vă spun. Mulțumim. Eugen, ce te motivează? Ce mă motivează să fac film? Și mai, da, să nu te dai bătut. Dar n-am eu o luptă ca să mă dau bătut. Eu sunt destul de hedonist și trăiesc în plăcere și armonie. Ceea ce îmi place să fac, nu știu, ce la ce mă gândesc tot timpul, studiez tot timpul, pot să vorbesc ori în șir cu colegi de lucru despre film. E un domeniu care mă pasionează de foarte mult timp și mai recent cred că am și experimentat și am și înțeles că este un instrument foarte bine de comunicat, de a transmite ceva oamenilor, de a pune o întrebare, de a evidenția anumite nuanțe, posibil de a
e mult spus să schimbăm ceva în lumea asta. Noi, e complicat să schimb ceva în lumea asta printr-un film, dar e posibil. Și cred că asta tot este un motiv. E tare plăcut atunci când, nu știu, faci pe cineva să simte bine, faci pe cineva să se gândească la, nu știu, un fenomen anumit. Plus că este comunicarea asta de la o persoană către multe persoane, prin intermediul filmului, prin intermediul instrumentului. Este un joc cu emoțiile absolut fenomenal. Adică tu prin film jonglezi emoțiile și faci, transmiți emoția care tu ai trăit în momentul conceperii și gândirii scenariului, transmiți aceste emoții mai departe spectatorului. E o lume în care se comunică foarte mult, e o lume în care se citește destul de mult. Eu acum vorbesc la general despre... Da. Și asta îmi place. E un fel de comunitate. Suntem exact așa ca și comunitatea, nu știu, fizicienilor, da? Ei trăiesc în lumea lor, cu pasiunile lor, ei văd lumea doar prin prisma fizicii. Cred că am așa suntem și noi. Vedem lumea doar prin prisma încadrărilor, mișcărilor de cameră, replicilor și tot așa mai departe. Creierul deja gândește în formulele astea. Cred că e complicat deja de sărit în altă mine. Eugen, cred că mai este încă un moment, ceea ce ne-ar adăuga nouă la pozițiile astea expuse. Îmi pare că totuși cei care sunt în domeniul cinematografiei sunt programați pentru asta. Posibil. Putem? Posibil, da. Da. Fiindcă arta asta totuși necesită o altă viziune, un alt sentiment, alte sentimente, în principiu, cunoașterea mai multor vieți omenești și așa mai departe. Și toată combinația asta, plus o idee proprie, obligatorie, dacă o fir să treacă această situație dramatică, de exemplu, din lumea care ne înconjoară, eu cred că este totuși un dar de la Dumnezeu pentru a fi cineast. Și în cazul dat, eu țin minte examenele la VGIC la Moscova. Țineți-vă, când a intrat Vasile Șucșin, cum a intrat el, atât simplu, el nici examenul a dat, a spus, ăsta o să fie regizor de la pământ, el e pentru oamenii ăștia de unde a venit. Și a fost primit, luat la asta. Cu Tarkovski, același lucru. S-a discutat nu despre cum să treacă el examenul, s-a discutat despre univers cu el. Nu jeregi neapărat un lucru. Totuși nu uităm că Tarkovski a fost acceptat de către rom, care avea viziuni foarte interesante și noi, de fapt, și el le-a descoperit. Dar dumneavoastră știți asta mai bine ca mine. Totuși, Tarkovski cred că a avut un noroc și Cancelovski și toată gașca asta lor, care au fost anume creată datorită lui Rom. Deci, iarăși, și era în anii când deja mirosea un pic de libertate. Adică s-au combinat lucrurile acolo. Vezi, oamenii ăștia care au format cursurile de regie la VGIC, uite ce intuiție au avut ei. Da, exact. Practic toți de la curs astăzi din istoria cinematografiei. Da. Înțelegi? Eu țin minte foarte bine perioada asta de examene la VGIC. Dar vreau să mai spun un caz ca să-mi susțin un pic ideea asta, care nu ține poate de subiectul direct, dar deseori, mă rog, suntem întrebați, cum ați început de astră activitatea în cinematografie? Eu aveam vreo 5 ani, nu aveam idee de cinematografie. Cinematograful lit, Kinoteatr, se numește, deci tot ce se demonstra acolo era cu bani, 30 copii și mama nu avea și eu urcam într-un pasaj și priveam toate filmele, toate. Deci, de pe copacul acela. Dar eu credeam, eram convins că astea sunt istorie adevărate. Adică undeva
s-a pus o cameră nevăzută, să nu zic camera ascunsă, nevăzută. Camera și camera aceea a fixat exact subiectul ăsta. Deci, creația acestor subiecte pe mine mă interesa foarte tare, neștiind că există cinematografie, în principiu, ce e asta. Și eu să-mi minte jocul meu preferat de mine copilărie, primul creativ, așa, eu ieșam în hudiță, noi aveam praf mult, așa, foarte adânc, eu nu mai văd nicăieri acum praf de celă, pui așa palmă așa și iată așa, deci eu numai într-un ăsta, la fundul vulcanului din Costa Rica, coborâs singur și nu puteam ieși din cauza că am crezut că o să mă țin de pereții ăștia, rămân așa până aici. Deci, iată, era praf celăși. Eu mă așezam în hudița noastră acolo dimineață, când nimeni, mă rog, toată lumea de cum are în câmp. Și ce găseam în jur? Un bețișor, o pană, o sâmbure, acolo, o pietricică. Și iată, eu puneam așa în fața mea și începeam povestea. Pietricică, de exemplu, erau cândva munți în locurile noastre. Pana aceea și zburau deasupra munților o păsărică, care a vrut să coboare spre un pom, dar crania aceea s-a rupt și păsărica aceea a aterizat, a avut apă, dar aici, și așa o poveste. Apoi, schimbam cu locurile toate obiectele astea și pe primul loc era o pană, de exemplu, da? Nu piatră cu munții. Zbura cândva o păsărică, avea puișori și tot așa, iată, eu schimbam toate obiectele astea, erau o distracție creativă, dar nu știam că asta e montaj de film. Eu nu m-am montaj, asta e și partea de scriere a istoriei, da? Da, deci, iată, despre asta vreau să spun, probabil, noi aveam un chip de cel la bun început, nestiind ce înseamnă cinematografie, ce înseamnă profesia, domeniul ăsta, artă, cu, da, cum se filmează, cum se montează, cum faci repetiții cu actorul și dorești, ce vrei să obții, ce scrii și așa mai departe. Nu știam. Da, eu apoi mai târziu mi-am dat seama că ăsta a fost montaj, lecții de montaj, sigur mi-am predat lecții de montaj atunci. Pentru că noi astăzi, eu deja știu foarte bine și mulți colegi care le privesc, dacă ai 5 casete cu, de exemplu, casete sau, mă rog, 5 casete cu o situație în, nu știu, într-o localitate acolo, și eu producător îi spune regizorul, fă-te rog, un subiect din tot materialul ăsta că este vinovat Gheorghe în luptă cu Vasile, a pierdut Ioana, care de fapt este sora, s-au pierdut toți. Bun, el a montat din acest material. Acum, dacă dizlipesc tot și pot să-i dau o altă direcție, spun, te rog, fă că, te rog, Ioana e vinovată, de fapt, din cauza ei s-a întâmplat tot. Și montează din nou din același material o absolut altă poveste. Aveți o putere enormă, creați destinele, descălciți-le, încălciți-le, așterneți așa pe hârtie și creați filme superbe. Ultima mea întrebare din această transmisiune directă este pentru părinții, acelor copii sau acelor tineri, acelor copii care se joacă cu obiecte, care creează aceste scenarii, care vor să activeze în această industrie creativă. Un mesaj pentru părinții lor care poate sunt reticenți, poate se gândesc că nu există viitor sau e o industrie mai complicată să fie în ea. Ce mesaj aveți pentru ei? Eugen, poftim, hai de noi. Mesaj pentru părinți care... Eu cred că mesajul trebuie să fie pentru toți părinții să nu-și bage nasul în soarta copilului și doar să-l susțină în dorințele și pasiunile lui. E clar lucru că situația e diferită de la 10 la 10 ani de zile, ceea ce înainte se considera dacă mă duc eu la arte, asta înseamnă că voi fi alcoolic și voi muri de foame. Și erau motive, spre exemplu, erau motive reale ca părinții să creadă așa. Acum situația e cu totul altfel. Noi trăim într-o lume în care content video este la orice pas. Deci noi acum suntem partea unui content video și este o meserie care va avea succes.
Adică nu că va avea succes, va avea cerință, cerere va exista la dânsa. Și în general, eu cred că părinții, da, n-ar trebui să se împiedice pe copii să-și aleagă singuri pasiunea sau să-i dreseze. Cât de mult ne n-am dorit, copiii oricum într-o bună zi vor alege ceea ce vor ei. Și diferența este că vor alege, în ziua când vor alege, va fi plină cu traume și background destul de dramatic, ori totuși va fi cu un background frumos și plin de susținere din partea părinților. Părerea mea că un copil care își dorește să fie minier sau polițist sau pompier, eu nu pot să-l ajut cu nimic. Deci, da, pot să-l duc în excursie la Donbas, de exemplu. Atât. Dacă copilul este creativ, așa s-a născut, nu știu, genetic sau negenetic, mă rog, este creativ. Creativitatea este o taină și este foarte important să găsești o limbă comună cu copilul ca să nu-l incomodezi în probele lui de a crea ceva, dar nici să-l lauzi în așa fel, ca el, Doamne ferește, să creadă că asta e găselnița, gata, eu merg numai pe calea asta și toate celelalte dezvoltări el le atrofiază. Sigur se atrofiază. Deci, cumva un parteneriat așa de căutat, asta e, cum să spun, o responsabilitate mare ca să-l lași să fii fericit din creativitate, tu să fii și de ajutor, să fii și spectator și să-i poți modela totuși mișcarea asta, mersul ăsta corect înainte. Deci și ăsta e un film. Însă sunt filme documentare foarte și foarte serioase, de la mic până la 16 ani cel puțin. De acord. Mersi mult. Mersi mult, Eugen Damaschin și domnul Valeriu Jereghi, că ați acceptat invitația să fiți alături de comunitatea MentorMe. Avem tineri care ne privesc din toate colțurile lumii și întrebările și comentariile lor nu se vor opri aici. De aceea vă încurajez pe toți să continuăm această discuție și offline și după acest live și vom recomanda niște filme în continuare ale lui Eugen și ale domnului Valeriu, pentru că sunt niște filme care merită vizionate și opiniile voastre vă vor ajuta această industrie, acești directori de film să crească și mai mult, sperăm noi. Deci contribuția fiecăruia contează și vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi în această duminică frumoasă. Și un mare mulțumesc din partea comunității noastre, Eugen, Valeriu, și sperăm că în curând vom viziona mai multe filme. Da, și la rândul meu vreau să spun și eu un frumos mulțumesc, fiindcă asemenea emisiuni, asemenea online-uri, da, ele dau bine, fiindcă anume avem grijă de golul celor care s-a creat, despre cinematografie trebuie vorbit, despre arta cinematografie trebuie vorbit, trebuie să atragem mai multe opinii, fiindcă în lipsa noastră, în lipsa pe care o avem de critici de film, da? Sau scriitori care și-ar dori să ecranizeze, sau picturi care și-ar dori să facă ei imaginea în film și așa mai departe. Deci, acest program al noastră, așa l-aș numi, este foarte util. Și vă mulțumesc că ați inițiat această conferință și să dea Dumnezeu să vă ajutăm toți în dezvoltarea acestei posibilități pentru cinematografie românească. Da, mersi. Mersi, Doamne. Foarte curioasă idee, vă mulțumesc mult și sperăm să ne revedem în acest format peste un an sau doi cu noi filme. Ok, super. Ciao, ciao, pe curând. Pa, pa.